Vinul din acest an va fi unul de bună calitate, însă se anunță producții mult mai scăzute. 2021 este până în acest moment un an nefavorabil viticulturii din cauza secetei prelungite și a temperaturilor ridicate din această vară. Vinul de anul trecut a fost calitativ, iar calitatea a fost una ridicată, însă anul acesta perspectivele nu sunt atât de bune. Aici avem Cabernet Franc din 2020 și chiar a fost un an bun, a ieșit. Luăm un pic așa să vedeți, are o culoare frumoasă și este de o mare calitate. Acum o să mergem în vie după aia să vedeți, momentan calitatea este, adică strugurii sunt foarte sănătoși, doar că din cauza secetei sunt foarte mici. În comuna Corcova din județul Mehedinți, o zonă cu tradiție viticolă, 2021 nu arată atât de bine pentru producția de struguri. Lipsa precipitațiilor poate reduce considerabil recolta de struguri. Sunt destui de stafidiți din cauza secetei, n-a ploare foarte mult timp, aproximativ 2 luni. Ar avea nevoie de foarte multă apă să se mai îndrepte cât de cât din ei, n-au zahărul suficient. Bobul s-a dezvoltat? Bobul nu s-a dezvoltat atât de mult. Unele dintre boabe sunt stafidite. În lipsa precipitațiilor, viticultorii renumiți pentru licoarea lui Bahus încearcă să salveze producția udând rândurile de viță de vie. Încercăm să o salvăm prin a uda-o cu utilaje, pentru că a afectat-o foarte rău. Ne trebuie o ploaie foarte, foarte multă apă ca să putem să o salvăm. Noi încercăm să o salvăm cu apa ce putem, dar dacă nu ne ploaie, n-a mai fost cam din 2015 secetă chiar așa de mare. Cu toate acestea, reprezentanții cramelor sunt optimiști și încă speră într-o minune, așteaptă precipitațiile care le-ar putea salva producția. Tocmai de aceea, unii dintre viticultori au pus pe picioare deja locuri special amenajate pentru degustarea vinului direct lângă vița de vie. Da, sincer, pentru noi, adică viticultori, nu este cea mai mare problemă, adică, cum v-am spus, o ploaie două și rezolvăm îndreptam, adică ne ferim de piatra, ne ferim de îngheț. Deci da, eu mi-aduc aminte de 2012, care a fost la fel, deci foarte cald, o canicula mare și o secetă mare și am rezistat, în urmă a fost un an bun. 2015, sincer, nu cred că a fost așa greu la noi și aici vom vedea, momentan așteptam și sigur va fi o ploaie și se va îndrepta totul, adică sunt foarte pozitiv. Avem 70 de hectare, suprafață totală, a fost seceta anul ăsta, destul de rău în partea a doua sezonului de vegetație, dar tăind din struguri, încă tăiem din struguri ca să ajutăm plantația și folosind îngrășăminte foliare 100% organice, reușim să avem o recoltă destul de bună, iar calitatea va crește. Din punct de vedere calitativ vom fi mai sus ca în alți ani. Dar cantitatea? Cantitatea va fi afectată, va fi mai puțin vin obținut anul ăsta, dar calitatea cu siguranță va fi peste alți ani. Dacă va ploua în zilele următoare, producția de vin poate fi salvată. Viticultorii spun că, garantat, calitatea va fi una mai bună.